Suntem alături de Eduard Catrina, jucătorul celor de la Universitatea Cluj. Eduard, cum a fost astăzi? Un meci dificil. A fost dificil și foarte tensionat. Ne așteptam să facem mai multe, dar vom încerca mai mult pe viitor. Noi am spus că e un adevărat derby această întâlnire între CSM Câmpia Tuzi și Universitatea. Așa s-a simțit și din teren, ca fiind un derby? Da, este un adevărat derby și am încercat să dăm tot ce putem și nu s-a putut, din păcate, acum. Vom încerca mai mult pe viitor. Eduard, ce părere ți-a lăsat echipa din Câmpia Tuzi? Nu e prima dată când o întâlniți? V-ați întâlnit și în turul campionatului? Da, este o echipă bună. Are jucători noi. Au venit din divizia a doua. Și sunt mult mai experimentați. După retragerea celor din Piatra Neamț, se știe că nicio echipă nu va retrograda. Care este obiectivul vostru pentru acest sezon? Obiectivul nu pot să-l zic, dar noi sperăm să urcăm cât mai sus și vom vedea.